secolul 21. Ce dar așteaptă care... el de la, de la epuraș? Mă, să știi că el este un tip foarte modest, așa, nu, în scrisorile lui cam îl împingem de la spate să scrie ce își dorește. Tu ești cu poșetele? Nu mai sunt. Erai cu poșetele? Nu mai sunt. Nu mai sunt. Era cu mașinile? Cu mașinile și cu motocicletele, așa? Da. Ați pierdut în acești doi ani pasiunile sau încă mai există pasiunile acelea? Nu, soțul meu are în continuare pasiunea pentru truse și șuruburi și mașini și desfăcut și făcut și garaj și troace. Deci încă e cum acolo, le zicem noi femeile. Cu mașinilor, nu? Da, și a motocicletelor. Să știi că mie era pasionat rău într-o vreme. Da, știu și că este. Erai supărată la un moment dat în emisiunile noastre de pe vremuri când spuneai că s-au umplut curtea de mașini, pe site-uri de mașini, adică... Și avem curtea plină de mașini și încă mai în față, aveți? Da, și câte în fața mașini casei. Aveți în curte? Multe. Câte? Cumpără tot timpul, tot felul de zi, un nu număr. Pot să spun că se supără mașiniștii dacă hai, spun acum ce cred eu despre asta. Câte? Câte? Păi nu sunt mașini, să nu ți imaginezi că mașinile cu care mergem noi, exact, câte mașinile cu care mergem noi sunt mașinile noastre și alea rablele, cum le spui tu. Bine, și le 5, 3, 5, 6, mai avem pe lângă casă una care e înconjurată de bălării, că nu e mutată de acolo de ani, de ani buni. Deci dar o pasiune. Este pasiunea lui, pasiune. Așa cum noi femeile iubim fardurile și hainele și pantofii și ne place la shopping, așa, trebuie să ne respectăm partenerii de viață cu tot ce au ei. Și slavă Cerului că e o pasiune foarte comodă. Comodă, nu? Da. Nu e dintre acelea periculoase. Dar spune dacă e ceva ce te-a deranjat în momentul în care ai început relația cu soțul tău. Absolut nimic. Și ai reușit să-l debarasezi. Absolut nimic. Nimic? Nu. Totul în schimb, îl deranjează că eu arunc. Eu cum prim ceva care zi stricat sau deranjat sau nu e întreg, eu arunc și zice, nu mai arunca că vreau să repar, nu mai arunca că vreau să lipesc. Asta în afară de poșetele tale. Nu, acolo, să știi că mi-a scăzut apetitul pentru poșete, mi-a rămas pentru pantofi și sandale. Așa. Dar ca orice fetiță, când intru în magazin, da, trebuie să plec măcar... Apropo de sandale, da. Da, trebuie măcar să plec cu un rujuleț sau cu un anticearcăn sau... Că sunt fetiță în continuare. Mi-am păstrat patima asta cum pentru... Cum face fetița de aleargă atâția kilometri pe zi? Așa, că mă întrebai la început. Și de kilometri pe care îi faci iarnă, vară, luminița e... Da, pe ger, pe vânt, da. Îți povesteam la început că din dorința de a mă reinventa și din această frustrare că toată viața mea am dus o luptă cu kilogramele și a trebuit tot timpul să, mai ales după sarcină, în sarcină am luat foarte multe kilograme și am dat foarte greu că eu am rămas însărcinată târziu. Câte kilograme ai luat? 93 de kilograme am avut, eram uriașă și să știi că nu mă simțeam uriașă, adică nu-ți imagina că am avut vreodată complexul femeii supraponderale. Nu, eram fericită că sunt însărcinată, că pot mânca, da, slavă eu cerul. Nici nu realizam că ajunsesem să am 41 la pantofi, adică de la 37 la 41. Da, eram nu. Atât de împlinită încât Exact, împlinirea pe care ți-o dă sarcina, da. nu se poate explica în cuvinte pentru cei care nu știu și nu pot înțelege. Și am dat foarte greu kilogramele jos și în continuare mă luptam cu acele kilograme rămase, rămăsem pe la 63 undeva, nu mai se mișca acu pe cântar sub nicio formă. O obsedată da. Cu cântarul după mine în orice deplasare. Gândește că eu plec și 3 zile și o săptămână de acasă, ori am jurii prin țară care țin 3 zile în provincie, ori am tabere muzicale, ori nu plec nici măcar pentru o zi fără cântar în bagaj. Ca să înțelegi. Deci două lucruri cântăresc foarte mult în bagajul meu. Cântarul și oglinda de machiaj, care are 2,5 kg, că e din aceea de mărit. Bolnavă, ce vrei. Și când am început să fac sport, am început în primul rând... Deci asta e știrea, trasă, da? Luminița... Bolnavă. Trasă în de cântar. În cursa alergatului și a mersului sportiv pe care îl facem noi, de fapt, de două prietene de ale mele, care între timp mi-au devenit partenere de sport zilnic. Hai să spunem și cine sunt prietenele tale. Betty Galeriu, care este a mai fost cu ele în emisiune la Cristi, sunt gemenele Galeriu, Beatrice și Ruxandra Galeriu. Deci nepoatele părintelui Galeriu, care eu sunt prietene de 30 și ceva de ani, prietene adevărate de o viață, nedespărțite niciodată.
Și cu una dintre ele, singura care a rămas în România, Betty, fac acest sport împreună cu o colegă de ei de cartier de anul trecut din luna mai. Deci, practic, în mai împlinim un an de zile de când facem acest 10 km de mers sportiv pe stradă, în fiecare zi, indiferent de vânt, ploaie. Am făcut și în ploaie cu umbrele, când era ploaie de vară și ne permitea temperatura. Fantastic. Am făcut și pe nisoare. Te super dacă te rog să te ridici puțin. Da, telespectatorii știu. Te rog, eu vreau să te văd. Da, știu. Deci, arată, uitați-vă puțin, este... Mi-au rămas tuburile mari. Este băț, efectiv, nu da. Tuburtică, nu shoulder, nu nimic. Fantastic. Da, dar cu un efort foarte mare, adică nu este deloc ușor. Câte kilograme ai acum? 53. Cât aveam acum 17 ani la Eurovision, când aveam 35 de ani și am fost alături de sistem la Kiev. Ce mănânci, ce bei? Mănânc de toate, doar că alături de acest sport nu mai îmi permit niciodată să pun ceva hrană în gură după ora 5 după amiaza. Practic, eu termin mai devreme de ora 5, pentru că eu sportul încep la 4 sau 4 jumătate. Deci, practic, de la 4 nu mai mănânc nimic până după amiază, da? După amiază. A, deci nu te vedem la 4 dimineața alergând. Nu, doar după amiază. 4 după, nu, că mai da. Sunt și din ăștia care dimineață. Nu, pentru că eu am, ca și tine, un copil care merge la școală dimineața și atunci trebuie să mă trezesc la 6 și să mă ocup de copil, pachetel, ghiozdan, trimis la școală, după aia luat de la școală, pregătit masa, făcut teme, ne-am împărțit, eu fac temele cu el la română și la celelalte materii, soțul meu la matematică, că se pricepe, evident, da. Fiind inginer constructor. Și atunci toate aceste lucruri mi ocupă prima parte a zilei. Și atunci, evident, că sportul nu îl pot face decât după amiezele, când e frig 4-4 jumate, când o să vină vara și o să fie foarte cald și nu o să mai putem la orele astea, de la ora 7 în sus. Deci dacă sunteți din București și vedeți un personaj alergând, trei. Cu cagula pe față, înțeleg, da. Nu? Da, da. Să știți că e luminița. Da. Nu? Dar să știi că îți dă o stare de bine când aparatul zice 10 și ai zis că ai terminat traseul. Ce aparat ai? Este o aplicație pe telefon. Aha. De la un brand cunoscut de sport, sportiv. Deci te monitorizezi? Da, ești... da, da. Și el îți calculează și câți kilometri mai ai și câți ai făcut, în cât timp ai făcut un kilometru și la final trage linie și primesc și award. Pentru că dacă am făcut un timp bun, îmi trimite o cupă. Virtual, serios? Evident. Foarte da. Frumos. Da, da. Bun, și... dar ce faci să-l prinzi și pe Filip, băiețelul tău, în cursa asta? Pentru că noi două avem mai multe lucruri în comun și anume faptul că ai noștri copii nu sunt sportivi. Mâncăcioși și nesportivi. Și da, nu foarte jucăuși. Da, da. Bine, este generația de vină, pentru că iubesc gadgeturile și preferă să stea pe jocurile astea care sunt foarte celebre în lumea lor, dar eu l-am obligat să meargă până a început pandemia. 3 ani la rând a fost a făcut în not și antrenorul lui bine, Antonio... Bine, nu de performanță, atât nu de poate Anton, să facă un copil. Da, făcea cu Antonio, antrenorul lui not, bazine. Am făcut și noi cu el, să știi. Da? Da. Bazine întregi, adică el nota, nu comenta. Da, da, da. Da. Când a început pandemia, nu ne-a mai putut duce, evident, totul s-a închis. După aceea ne-a fost frică când s-a dat drumul să riscăm. Corect. Am continuat să fim precauți. Și evident că pe mâncărică bună, pe corp se văd kilogramele, da, da, din acest timp de stat. Și ne-a făcut nimic. Nu pot să-l iau cu mine la sport, pentru că m-ar trage înapoi. Niciodată n-ar rezista un copil. Corect. Și nici eu nu am rezistat de la început. Adică am avut momente în primele luni în care am avut probleme cu picioarele, foarte multe răni. Răni. Am pus la un moment dat o poză pe Instagram și m-a distrat că... Mă distrează oamenii ăștia care nu au alt lucru de făcut decât să te judece și să te arunce cu piatra. Da, sau cu piatra ridicată. E un sport bine cunoscut. Da, am pus... aveam în mână 5-6 cutii de leucoplast, de bandaje, de diferite firme, nu făceam reclamă. Adică faci reclamă la un singur brand, nu faci la 10 deodată. Nu, eu aveam foarte multe și am zis, astea sunt ca să înțelegeți ce folosesc eu de luni de zile și nu găsesc soluția cu pantofii potriviți ca să nu mai am răni la picioare, unghii rupte și căzute. Deci ai ajuns în stadiul bătături, în care exact, ca orice picioarele sportiv, erau praf. Da, ca orice sportiv care face mult. Că țin minte, pe vremuri când făceam și o televiziune, în televiziunea română, am avut o invitată pe Gabi Sabo și mi-aduc aminte că și ea spunea că de-a lungul vieții ei de sportiv profesionist, uneori alerga și de sculță și pentru că, într-adevăr,
greu să găsești încălțarea potrivită pentru efortul ăsta. Dar întorcându-ne la faptul că nu ajunge să faci sport, trebuie să ai grijă la ce mănânci și cât mănânci, mănânc orice, dar în aceste intervale de timp. Deci câte ore mănânci 16 și câte ore minimum, nu mănânci. Da? Între ultima masă, adică lunch și micul dejun, ideal ar fi 18, ideal ar fi să puci odată într-o zi 20, să faci un fasting din ăsta, postul cunoscut, mai ales că suntem acum în săptămâna mare și e joi și uite, soțul meu a ținut tot postul și de fiecare dată ține postul Paștelui și postul Crăciunului și îl admir pentru această voință. Și să știi că și explicația că dă unii într-un alta pe care o dă este una admirabilă, și anume că nu știe cum să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ce minunat din viața lui, altfel decât prin acest post. Ce frumos! Da. Știi ce vreau să... pentru că tot vorbim de sărbătorile pascale și de lucruri sfinte, povestește-mi puțin despre mama ta. Știu că e un subiect foarte delicat pentru tine. Da, este. Și aș vrea să-mi spui să știi ce amintiri ai cu ea și de ce ți-aduce aminte de Paște. Vreau să spun că mama este în mine în continuare și în gând și în suflet de când s-a prăpădit din 2010. A murit în aceea zi cu marele poet Adrian Păunescu și, paradoxal, cu o seară înainte să se prăpădească, și maestru a murit dimineața și ea a murit seara. Eu fusesem într-o emisiune, chiar într-o televiziune, unde soțul tău a fost mulți ani de zile moderator. Și alături de Dumnezeu s-o odihnească actrița Cristina Stamatea, am recitat și am cântat pe versurile marelui poet Adrian Păunescu, care era în spital în acea cozi înainte de decesul dumnealui și de al mamei mele. Paradoxal, dar nu cred că întâmplător s-a întâmplat așa. Dar pot să spun că am avut cea mai minunată mamă de pe pământ și cei mai minunați părinți pe care îi poate avea un copil, de la care am învățat numai lucruri minunate. Și dacă ceea ce sunt eu astăzi sunt pentru că am muncit foarte mult și pentru că am vrut să mă decupez din marea mulțime, în primul rând sunt datorită lor, pentru că au avut grijă să crească un viitor om integru și drept și cu coloană vertebrală, știi? Mama a fost pentru mine cea mai bună prietenă și a plecat spunându-mi, marele meu regret este că niciodată n-am să te văd cu propriul tău copil în brațe. Marele meu regret este că te las singură. Pentru că rămăsesem singură. Tata a murit în 2005 după Eurovision. N-am avut timp nici să simt că a plecat, pentru că eram după marele succes și eram de pe o scenă pe alta și el era în coșciug, în biserică, și eu dădeam autografe la Chișinău și nimeni nu știa prin ce trec și că urmează să-mi mormântez părintele. Și 5 ani mai târziu pleca ea. 5 ani mai târziu pleca ea după o mare suferință de un an de zile, după un cancer îngrozitor. Și ce a fost foarte... Cum să spun? Sunt foarte multe povești în viața mea care par fantastice, de domeniul fantasticului, știi? Una dintre ele este aceasta legată de un călugăr la care eu am fost dusă de o prietenă de-a mea înainte să moară mama, chiar câteva luni de zile, pe care nu l-am întâlnit niciodată în viața mea, care nu știa nimic despre mine, pentru că, după cum știți, călugării se roagă și el nici nu stătea în România, venea foarte rar în țară. Și am ajuns într-un apartament foarte modest din drumul Taberei, într-o cămăruță plină de icoane și de lumânări și de candele, unde l-am cunoscut pe acest domn care nu știa nimic despre mine, vorbesc monden, știi, că să spunem că presa scria despre mama că era bolnavă, că era la pat, că... nu, el nu știa nimic despre mine și când am stat de vorbă cu el, mi-a spus două lucruri absolut incredibile. Unul a fost așa: fetița de care ai tu grijă acum, referindu-se la vremea aceea la Maria, trebuie să se întoarcă la mama ei. Copiii trebuie să stea cu părinții lor. Și m-a durut foarte tare ce mi-a spus, pentru că nu eram de acord. Că eu în momentul ăla tocmai
luptam să o iau la mine, nu apăruse nici de cum mama. Era o chestiune care se întâmpla cu mult înainte de toate nebuniile mediatice care au avut loc ulterior. Asta a fost primul lucru extraordinar. Deci nu exista niciun semn niciun că Maria semn, ar fi putut... Niciun semn. Nu. Iar celălalt lucru extraordinar a fost că mi-a zis, nu, să nu suferiți că mama dumneavoastră e pe patul de moarte, să nu vă pară rău, că o să fie un schimb fenomenal care se va întâmpla, o să vedeți. O să vedeți. Rugați-vă, aveți încredere în Dumnezeu și o să fie un schimb. N-am înțeles nimic. Am crezut că schimbul va fi mama pleacă și o iau pe Maria la mine. Dar de fapt mama a plecat și am rămas însărcinată cu Filip. La puține luni distanță și n-a apucat să-l vadă. Și tot timpul m-am gândit că ea s-a dus acolo sus și el s-a așezat în burtică, știi? Și că el a avut atât de mare dreptate, fantastic, știi? Adică, apropo de clar văzător și de minunile astea care se întâmplă în lume, știi? De puterea pe care o avem noi ca oameni să atragem lucruri, de energiile universului, de credința în Dumnezeu, de știi că de fapt cea mai mare realizare pe care o am legată de această pandemie oribilă prin care am trecut cu toții, este că m-am apropiat și mai tare de Dumnezeu. Și că îl simt de fiecare dată alături de mine și lucrurile care mi se întâmplă și mi s-au întâmplat de-a lungul vieții au avut legătură cu el și cu îngerii mei păzitori. Cum o simți pe mama ta în trupul lui Filip? Dacă pot să spun așa. O simți câteodată prezentă? Da, simt că are grijă. O simți pe mama vorbind? Simt că are grijă de el. Că are grijă pentru că am avut un copil, slavă cerului, deloc bolnăvicios. Un copil care nu a plâns, care nu s-a plâns. Și matur. Matur, care se reface în boală foarte repede. E primul care se reface dintre noi toți. Luptă cu febra, cu boala, e vesel. El când are febră cântă, vorbește în continuu. E atât de bun și de iubitor, un copil care spune într-una te iubesc și care cred din tot sufletul că e trimis de mama ca să-mi aline toate durerile pe care le-am avut și pierderile din viața mea. Și el este într-adevăr răsplata pentru tot ceea ce am făcut eu bun pe acest pământ până acum. Și mă străduiesc să fac în continuare ca să mulțumesc pentru el, pentru Filip, pentru familia frumoasă, pentru soțul meu care în sfârșit mi-a adus alinarea și liniștea și respectul de care are orice femeie de succes nevoie. Nu poți să faci succes în viață dacă acasă te întorci la un bărbat care te respinge, care te jignește, care nu te apreciază, care nu vede în tine frumoasa soție. Și tu știi ce spui, pentru că ai trecut prin un mariaj care... Prin două. Exact. Prin două. Da. Într-unul sigur ai avut... Nu, da, dar realitatea este că noi toate femeile avem nevoie pentru a fi împlinite de respectul celui de lângă noi. Și respectul vine din iubire. Și atunci când bărbatul de lângă tine spune că bravo, bravo că faci sport, bravo că te duci, că ai puterea să te ridici de pe canapea în fiecare zi, fie că plouă, fie că e ger, fie că ninge, fie că... Bravo ție, jos pălăria, că spune lumea ce bine arăți la 50 de ani plus, bravo. Aia e ceea ce îmi dă putere să merg mai departe și când ies pe ușa casei să mă bucur. Să mă bucur că am 50 de ani plus, că și nu mi-e rușine să spun că fac 54 anul ăsta, pentru că la viața e frumoasă, mulțumesc la fel, la orice vârstă. Și depinde de noi femeile cum facem și ce facem ca să ne bucurăm de ea la orice vârstă. Foarte frumos. Un model, pot să spun, iar în Săptămâna Mare oameni frumoși vin aici la noi, la Exclusiv VIP. Urmăriți-ne în continuare pentru că avem surprize maxime pentru voi. Sărbători frumoase, Paște fericit. Asemenea, Oana, să ai succes cu noul tău job alături de Cristi. Sărbători fericite, dragi prieteni români și oriunde ați fi, să aveți masa plină de bucate bune și să vă bucurați de iubire și de familiile voastre și de bunul Dumnezeu care are grijă de noi toți. Fă-ne o bucurie și cântă-ne o piesă frumoasă. Ce ai pregătit? Să știi că exact ce voi cânta acum n-am mai cântat ani de zile după ce s-a prăpădit mama. Spuneam că n-am mai putut să o mai cânt. Apoi, după ce a trecut o vreme, am reușit din nou să o interpretez. Mai ales că atunci când am făcut-o eu, am primit permisiunea marului poet Adrian Păunescu de a o cânta în versiune proprie. Și hai, sper din toată inima să vă placă. Cu drag. Sărbători